Sperăm doar că știe ce face. Aplauze pentru Florin Gheorghe! Bună seara! Bună seara, oameni buni! Eu sunt Florin Gheorghe și nu cred că mai e necesar să spun treaba aia cu hai să scoatem elefantul din cameră. Sunt destul de negru încât să fie evident că sunt țigan. Am o frustrare în sensul că mă enervează țiganii ipocriți. Și aici nu mă refer la țiganii care fură și unii recunosc că fură. Poliția să-și facă treaba. Pe mine mă enervează. Deci mie cinci le trăiască copiii și familia. Băi, și vin cu copiii după ei. Adică copiii sunt murdari la gură, au muși la nas. Nu înțeleg de ce îi lasă așa, că mă gândesc că nu e greu să-i șteargă. Dar nu vor, de fapt, asta e... Efecte speciale, să numesc. Poate spune unul, ia dumne 5 lei și aici trebuie să-i lasă micul, că ia uite ce are la nas. Chestie de marketing la ei. Acum mă dau și din casă. Asta a fost bun. Cel puțin, la voi vine așa. Deși mie 5 lei, trăiască copiii și familia. Bă, la mine când vin să schimbă situația. Se luminează la față, așa. Fratele nostru. Hai cât ești al meu. Nu, serios, eram la un moment dat la biserică și vine o femeie de asta la mine cu... Hai cât ești al meu. Bă, dar nu înțeleg de ce, că eu mă comportam absolut normal. Eu eram... Evanghelia, Evanghelia. Excelent. A fost destul de greu atunci când soția mea afla că vreau să fac stand-up comedy. În primul rând că nici nu știa ce ai, că nu vrea, că nu e foame. Apoi zic că nu vrea ca lumea să râdă de mine. Băi, am spus asta și ideea, că e nasol dacă nu se întâmplă treaba asta. Când a aflat de fapt ce înseamnă, a zis că sunt imatur, că sunt irresponsabil dacă îmi trece prin cap că voi fi o persoană de succes, că nu sunt o persoană destul de persuasivă, că e imoral și ar trebui să am alte priorități în viață. Mă rog, ea n-a folosit cuvintele astea, a zis, unde sânge te duci, mă? Mă... Cine... Mai adună sticle goale în casa asta. Ok. Nu, glumesc, nu adun sticle goale, ba chiar lucrez la o societate corporatistă, Customer Service, Business Department, Corporate Desk. What? Ceea ce e puțin mai bine decât adunatul sticlelor goale. Glumesc, e mai bine să adun sticle goale. Eu sunt țigan de 30 de ani și m-am obișnuit cu treaba asta. Și m-am obișnuit și cu lucrurile care mi se întâmplă din cauza că sunt țigan. Știți că e faza aia din metrou? Când sunt în metrou și o doamnă în fața mea, mă vede că sunt în spatele ei și trage geanta ușor către față. Bă, vă spun sincer, la început m-a enervat teribil treaba asta. Adică, bine, nu m-a enervat la modul să... BAM! Să iau geanta și să plec. Că mai sunt unii care se enervează în sensul ăsta. Voi, nu m-a enervat în sensul că îi spuneam, dar ce s-a întâmplat, doamnă? M-ați văzut murdar la gura, muși, la nas, care e problema, că nu înțeleg? Da, acum am început să nu mă mai enervez. Dacă cumva o doamnă se află în fața mea, eu îi spun, doamnă, trage geanta către față pentru că sunt în spatele dumneavoastră. Eram la un moment dat în fața unei florării, bineînțeles că era florărie de colț și bineînțeles văzătoarea era și ea tot țigancă. Eu voiam să cumpăr un buchet de flori pentru soția mea. În fața mea era o altă clientă și la un moment dat, eu fiind în spatele, au discuția. Clienta îi spune, bună ziua, doamnă, bună ziua, aș vrea și eu o coroană. Și țiganca îi spune, am înțeles, dar să spuneți ce să scrie pe ea. Păi, sincer, regrete copiii și sora, spune. Așa. Dar să spuneți câți copii aveți. Dar ce relevanță are asta, doamnă? Păi să știu câți îi trec în cuvântul copiii. Bă, a început femeia să râdă, vă dați seama. S-a întors la mine, a zis, au, ce spune femeia asta, căcică, câți copii am, ca să știe câți ții, trec în cuvântul copiii. Dar eu eram Evanghelia, Evanghelia, Evanghelia. Eu se pare că sunt și însurat și am și un copil, cu toate că nu prea pare chestia asta. Adică dacă vă uitați la fața mea, am fața asta de 14 ani. Adică oamenii când aud că am copil, au două reacții succesive. Și sunt așa. Care înseamnă? A, tu nu ești prea tânăr. A, stai mă, că așa-i la ei.
Fac copii de vreme. Păi așa e. Îmi place abordarea asta. Mi se pare foarte onestă și foarte autoironică și foarte mișto. Asumat. Și are și umor negru. Când am aflat că soția mea este însărcinată, eu și soția mea am avut câte o dorință fiecare. Ea a vrut ca, în primul rând, copilul să fie alb. Ea a zis că nu știu dacă e posibil. Iar eu am vrut ca copilul să fie băiețel. S-a născut și am fost foarte fericit pentru că nu știu cum s-a întâmplat treaba asta. Copilul este alb și este băiețel. Numai că noi ne-am grăbit puțin cu aceste două dorințe pe care le-am avut. Și am să vă spun și de ce. Ea, bineînțeles că voia să fie alb, să nu fie discriminat, să nu aibă dezavantaje la școală și așa mai departe. Dar eu am să mă duc la ședință cu părinții. Și atunci... Okay. Atunci clar o să fie. Dumneavoastră sunteți tatăl lui David? Da, am înțeles. David vede bine de la distanță, deci vrem să-l punem în ultima bancă. Îl cheamă și David. Eu când i-am pus numele, am zis, bă, îi dau un nume unic, David. Nu cheamă pe nimeni David, dar m-am grăbit iar. Nu știu dacă știți, dar copiii de vârsta lui are 4 ani se numesc David. E o epidemie, crede-mă, crede-mă. Nu o să mai fie băieți, fete. O să fie David și fete Maia. Sau Mai, nu știu care... Da, e și Maia. Da. Da, e un trend, Maia, e un trend, da. Exact. Maia și David, corect. Și vă spun și de ce. La un moment dat eram în parc cu băiețelul meu și am spus, David, hai la tati, s-au întors 5 copii. Mă rog, 4 au avut o frână așa. Mamă, ne fură țiganul! Ciudat e că unul dintre ei era fimiu. Înțelegi? Bună seara, oameni buni, și bine v-am găsit. Salut, Mihai. Să știi că nu te-am văzut la televizor, mă întorceam din turneu cu colegii și am pus numărul tău pe YouTube și toți colegii din mașină au râs cu lacrimi. So, okay. Felicitări. Mă bucur foarte mult. Și sper să nu te dezamăgesc în seara asta. Înainte, ca așa e frumos să mă prezint, da? Eu sunt Florin Gheorghe, am 31 de ani, este o vârstă de bărbat, în corp de copil, cu minte de copil și cu o mania persecuție dezvoltată. Ce înseamnă asta? Înseamnă că dacă îmi spui să mă dau puțin mai încolo, de fapt, îmi spui că miros urât, ai o problemă de fapt cu mine, cu persoana mea, cu faptul că am nasul mare și cu faptul că sunt țigan. Eu sunt și căsătorit și eu împreună cu soția mea acum suntem la o nouă etapă în viața noastră, în sensul că ne-am decis să ne mutăm singuri, așa că ne-am mutat la casa altuia. Că dacă te muți cu chirie, nu te muți la casa ta, nu? Eu și-a fi și un copil, e băiețel. Știți când ne dăm seama că nu ne mai iubim copilul? Sau că ne iubim mai puțin copilul, de fapt? Atunci când vrem să ieșim și noi din casă. Pentru că noi, oamenii cu copii, nu prea mai ieșim din casă. Și când vine vorba să ieșim din casă, în momentul ăla scade puțin iubirea, că îți vine să lași peste tot pe unde apuci. Bă, l-ași lăsat la mama, la bunica, la mătușa, la o vecină de bloc. Bine, o să spuneți că la mine e mai ușor, că eu pot să-l las și la cerșit. Dar mă rog, asta are puțin importanță. Mama, n-aș face asta în viața mea. Ne iubim foarte mult copilul. Lui îi plac chestiile roz. Bă, și din cauza asta am și paranoia. Serios, că dacă sunt cu el afară și mi-arată un curcubeu, îi pun mâna la ochi. Nu e voie, tati? Foarte subtil. De ce, tati? S-ar putea să-mi strice ochii? Nu, s-ar putea să-mi strice... Da? Asta e asta problemă. Și imaginați-vă acum, să zicem că ar fi fost gay, băiețelul meu. Eu nu sunt un tip autoritar, da? Și să vină cu gagicul lui acasă. Nu sper să se întâmple treaba asta, dar dacă se întâmplă treaba asta, eu îl accept. E copilul meu. Dacă o să vină cu el acasă, uite, tatiele Matei, eu mă o să fac un dușuleț. Să vină ăla, eu să zic, hai, spune. Să dau și în bară cu el. Să zic, hai, până la fund, oh-oh. Dar în ce familie bună am intrat. Dar sper să nu se întâmple vreodată treaba asta. Auzi, Florine, ți-o spun așa, țigănește. Dă-le de emoții, mă. Da. Ai emoții mari. Sunt puține, da. Nu, mă, nu, adevărul pentru care eu n-aș vrea ca fiul să fie gay, vă spun. Că nu o să ai nepoți. Nu, bă. Și gay și țigan în același timp, prea mult hate. Dacă vă dați seama cum o să meargă el în viață la un moment dat cu atâta hate, o să meargă în viață și o să se lovească tot, de, tot felul de... Dar o să plece în Barcelona și o să fie fericit. Nu, că o să stai aici când are bani. În fine.
Doamne ferește să-l fi chemat, nu știu, Piști sau să fi avut nume de ungur. Îl cheamă David. O, mă, serios, n-am nimic cu gay. Bisexual, în schimb, ăștia mă deranjează. Adică nu mă deranjează, dar mi se pare că ăștia... Mi se pare că ăștia sunt perverși într-adevăr, bă. Că n-are cum să-ți placă amândouă, e clar asta. Și e foarte tare că la bisexuali merge treaba aia. Mă duc în club, poate găsi ceva. Ceva nu se știe ce. Ce mi se pare foarte greu pentru un bisexual care e într-o relație cu o femeie și ea știe că e bisexual. Vă dați seama, el nu poate să ia noroc cu băieții, că-l vede aia, salut. Cine ăla? Un băiat, mă! Asta că vă știu eu pe voi. Mă, serios, adică n-am nimic nici cu ei. Adică n-am nimic nici cu bisexualii, fiecare liber să facă absolut ce vrea. Eu vreau să vă spun că mi-am dorit și eu dintotdeauna să spun treaba aia cu sunt mândru că sunt ceva. Nu știu, sunt mândru că sunt român, da. Dar am vrut să găsesc ceva foarte tare și am găsit că în 1595 a existat un domnitor care a fost mâna dreaptă lui Mihai Viteazu și a domnit undeva între aprilie și decembrie și atenție... Rațican! Bă, în momentul ăla vă dați seama că creierul meu era excitat foarte tare și eram la modul... A, asta e tată! Dar m-am dus mai departe în lectură și în istorie și am descoperit că a fost executat pentru că a furat 6.000 de galbeni din Constantinopol. Clasic! Am fost și eu acum. Și acum ceva timp în Manchester, pentru că am avut un show acolo cu încă doi băieți. Și eram cazați la un motel. Iar la parterul motelului era un pub. Și bineînțeles că acolo era o doamnă cu un simț al umorului foarte dezvoltat. Întreba, cu ce ați venit aici? Păi am venit să facem stand-up comedy. Și mi-a zis, și tu ce faci aici? Și zic că I'm comedian tu. Dar I'm gypsy comedian. Chepsay. So you are here with your caravan. Yes, no, I'm here with my car. See, in our country, we are schmeckerited. Now we have BMWs. BMWs. And the horses are in our houses. And where are you sleep? In our BMWs, where? Mai era foarte tare, bineînțeles, pe mine atunci când am plecat, i-am spus eu, has more car? Mo has a car. Who is Mo? Și apoi au înțeles, au aflat englezii ce înseamnă has more car și ce să vezi, Brexit. Aplauze puternice pentru al nostru Florin Gheorghe! Dale, romale, her. Salut, iată, mă bucur să fiu aici din nou. E... Bine, te revedem. 10! Sperăm să fie un număr de nota 10. Și pentru că nu putem să nu avem nimic despre această pandemie, de care ne-a săturat cu toții. Da. Ce am văzut eu la început, când a fost pandemia, chiar la început, e vorba despre ură și alcool. Ură, pentru că mi-am dat seama că chinezii nu o să mai fie la fel de bine văzut ca până acum. Că înainte când vedeai un chinez, te bucurai. Aveai aia în tine să spui, hei, China, ni hao! Nu o să se mai întâmple treaba asta. Avem alcool gratis și peste tot și la discreție, în toate magazinele. Eram într-o zi în supermarket, un băiat a pus mâna sub dezinfectantul de mâini, a făcut așa și probabil a făcut așa. Așa o să fii tu. Ăsta o să fiu eu. În maxim o săptămână, ăsta o să fiu eu. Mariane, tu știi, mă, că asta are alcool? Da, frate, 75%. E puțin amar de la chimicale, dar se reglează din pâine. Știi că la pușcărie e rețeta... Da. Se trage prin pâine. Prin pâine. Ca să rămână albastru ăla, da. Eu chiar aștept să văd ziua când o să vină cineva cu o felie de pâine și un pahar sub dezinfectantul de mâini din magazine, pentru că știu că a venit și ziua asta. Ură și alcool sunt două lucruri pe care le iubim, de altfel ca oameni, nu ca popor. Tot în pandemie am citit o știre care venea tocmai de la Hollywood și care suna în felul următor. Un film mai poate să candideze la Oscar pentru cel mai bun film al anului doar în cazul în care are în componența sa persoane de apartenență LGBTQ+. Mie mi se pare că aici cumva o să intervine din nou ura și mie mi se pare că odată cu legea asta o să intre în vigoare și expresia
singur pentru un Oscar, este? Uite, mă, un om serios! Păi asta se face... Rușine! Rușine! Pentru că sunt avantaje, oameni buni. Nu contează din ce minoritate faci parte, important este că ele chiar există. Trebuie doar să deschizi bine ochii și să le găsești. Eu le-am găsit pe ale mele, am două avantaje la număr. Primul e că fac stand-up datorită etniei și mă bucur foarte mult de treaba asta. Să știe! Al doilea avantaj pe care l-am este că pot să vă dau o judecată pentru discriminare în orice moment, pentru orice lucru. Nu contează dacă câștig sau pierd. Important este că am această putere. Foarte mișto ce zice. Da, da, da. Visul meu este să mă calci o mașină pe trecerea de pietoni. Nu tare. Încet. Că să mă șifoneze. Și în același timp să mai fie cu mine pe trecere încă alte patru persoane care să nu fie de etnie și să-l dau o judecată pe șofer pentru discriminare pentru că a ales să intre mine. Iată-mă! Bombă! Are vreo dovadă clară că nu e așa? Nu! Corect. Eu am o dovadă clară că e așa? Da! Am patru, putea să aleagă oricare altă persoană dintre cele patru, dar a ales a cincea variantă, știm noi de ce. Nici măcar la proces nu are ce să zică. Inculpat, ce ai de spus în apărarea ta? Oh. Era noapte și nu l-am văzut? Genial. Politically correct. Se adaugă la dosar. Politically correct. Nici măcar nu prea mă interesează foarte tare acest politically correct, pentru că mi se pare că se exagerează puțin cu el. Nu știu dacă e corect, exagerează puțin, dar se exagerează. Pentru că a fost cazul lui Pierre Webber, știm cu toții meciul de Champions League, un om a reușit să oprească un meci de Champions League de unul singur. Să-l reprogrameze, se întâmplă foarte rar asta. Doar în cazul în care, nu știu, explodează tribuna, moare arbitru și nici măcar atunci că sunt arbitri de rezervă. El a reușit să facă treaba asta de unul singur, doar pentru că cineva a vrut să-l identifice dintr-un grup. Nu știu dacă știți, Inflamata vin la Colțescu și spunea: "Why you say negro? Why you say negro? Why you say negro?" Și Colțescu stătea acolo, arbitru, și nu spunea nimic, pentru că știm cu toții că la o întrebare retorică nu se răspunde. Un caz similar, tot la fel de mi se pare că n-a fost corect, este cazul lui Tălpan. Juristul Tălpan l-a dat din nou judecată pe Becali, pentru că Becali l-a făcut lacom. Lacom? Nici măcar nu știam că lacom reprezintă o insultă. Habar n-aveam, dacă mă întrebai, bă, nu știam. L-a făcut lacom. Tălpan a câștigat procesul și pe lângă faptul că a câștigat procesul, a câștigat și sumă de 5.000 de euro. Știți ce n-am citit nicăieri? N-am citit nicăieri că Tălpan a refuzat să primească cei 5.000 de euro gratis pentru că nu e lacom. Superb! Ce bună! Da, bine, da, da. Frate, bine, bestial! Avantajul de a fi lacom, poftim! Și pentru că toți suntem aici la avantaje, da, și dezavantaje, pentru că așa mi-a făcut eu materialul. Și dacă cumva ceea ce urmează să vă spun pare că vine de nicăieri, să știți că nu vine de nicăieri, vine de la mine. Știți care era dezavantajul să stai la cort? Știm că toți, în primul rând, clar, cortul nu are ușă, are fermoar, treaba aia cu ușa cortului e o metaforă. Asta știe toată lumea. Dezavantajul era că nu puteai să fii convingător într-o ceartă cu soția ta, cu iubita ta. Că dacă stai la bloc sau la casă, aveai în spatele tău o ușă. Bă, și când te certai cu ea, îi spuneai: știi foarte bine că eu am dreptate, pentru că eu am dreptate întotdeauna. De fapt, știi ceva? Mai mult decât atât, mă duc să beau o bere. Și când plecai și bang, tântei ușa aia. Bă, să cutremura zidul, ea rămânea puțin blocat în casă. Bă, poate are dreptate prost. Mă întind puțin în pat. Așa, la cort, maxim era: știi ceva? Știi foarte bine că eu am dreptate, pentru că eu am dreptate întotdeauna. De fapt, știi ceva? Mai mult decât atât, mă duc să beau o bere. Și când plecai era maxim un zip. Zip, care nu putea să te facă neapărat convingător. Maxim ce se întâmplă era ea care rămânea în cort: da, du-te, bă, și bea o bere nebună. Sper să mergi doar în baruri cu uși rotative, să n-ai nici acolo ce să trântești. Oricum o să vii acasă, nici eu nu o să te las să mi-o trântești. Zip! Ce bine!
Nu puteai să fii dur, despre asta e vorba. Deși dur este un cuvânt mult prea mare pentru mine, că nu sunt deloc o persoană dură. Deși ar trebui, pentru că sunt, nu știu dacă am mai spus asta, paradoxal, sunt din Pantelimon. Sunt băiat de cartier. Nu, n-are cum. Sunt din Pantelimon pentru că mama nici n-a vrut un cartier mai select. Adică n-a vrut primăverii, știi? Că în primăverii nu puteai să bați covoare la orice oră din zi și din noapte. În Pantelimon se putea. Se spunea despre acest cartier că era un cartier ofamat și chiar avea dreptate. Chiar era un cartier ofamat. Avea mulți oameni dubioși printre noi. Unii erau niște oameni buni de pus la rană, după ce te tăiau. Dar nu mai contează. Aveam niște oameni dubioși. Eu le spuneam atleți. Atleți. Pentru că erau băieții care ieșeau din canal la 12 noaptea cu punga în mână și erau disperați după bronz. Băiatul, vreau și eu puțin bronz, te rog frumos, puțin bronz, dacă nu dai bronz, mor. Ăștia erau niște atleți modești. Pentru că ăștia voiau locul 3, nu locul 1, bronz, tată. Dar erau băieții care ieșeau din tufiș la 12 noaptea, pe care nu-i vedeai, și strigau, auzi băiatul, ia vină puțin. Apropo, dacă auzeai la 12 noaptea în Pantelimon, auzi băiatul, ia vină puțin, fuși. Ăla nu voia să întrebe cum ajungi în centru. Da, mă, după 12 se mergea pe linia de tramvai. Exact. În schimb, acești băieți erau niște atleți adevărați, desăvârșiți, pentru că aveau locul 1, pentru că întotdeauna fugeau după aur. Erau campioni la inele, dacă mă înțelegeți ce spun. Și nu la inele, la olimpice mă refer. Sunteți de acord cu mine că dacă trimitem un băiat puțin mai închis la olimpiadă, se întoarce cu aurul constant? Acum, eu știu la ce credeți voi că m-am referit. Eu mă referam doar la Marian Drăgulescu. Da, mă rog. Da, acum e ok. Nu mai e chiar atât de rău famat Pantelimon. S-a schimbat puțin. În sensul că ne-au făcut și nouă mall. De ce zic ne-au făcut? Că înainte în Pantelimon, când se deschidea ceva, în 2 săptămâni se închide înapoi. Ne-a făcut mall. Vă jur, când s-a deschis mall-ul, lipseau bucăți de gresie. Erau băieții cu șurubelița închit, eu am zis că îl demontează și îl pun la cineva în curte într-o zi. Și aici mă feresc să spun cuvântul țigan. Pentru că aici chiar poate avea un sens peorativ. Alminteri, cuvântul țigan vi se pare un cuvânt jignitor? Mie nu. Mie mi se pare jignitor ceea ce urmează după cuvântul țigan. Pentru că tu dacă îmi spui mie țigan, jegos, mă enervează jegos. Țigan nici măcar nu-l văd. Dar tot dacă îmi spui mie, pă, ce țigan deștept și frumos, eu sunt, te pupă fratele tău jos. Voi aveți impresia că dacă vine acum cineva la mine și spune, țigane, ia milionul ăsta de euro. Eu o să spun, țigan, că e măta, bă. Politically correct, du-te dracu, te dau în judecată pentru discriminare. Și pe lângă milionul de euro, mai iau și niște bani din instanță, pentru că nu uita, jumate sunt români și s-ar putea să fiu și lacom. Uite-mă cum o dă cu ușa de la lift. Bravo, bă. Normal că nu o să fac chestia asta. Evident că nu o să fac chestia asta. Doamne ferește, oamenii au început să iară să încocesc politically correct. Se supără în locul nostru, deși n-ar trebui. Chiar și atunci când e o glumă, data trecută când a fost aici Dan Badea, era în culise, eu eram pe scenă, și a avut o remarcă, o glumă, la adresa mea, a zis, băiatul are și umor negru. De ce râzi? Dar ce bine auzi la vârsta asta. Oamenii au sărit în cap. Bă, Dane, chiriosule, că nu se fac de-astea, piticule. E pitic, nu zic nu, dar lasă-mă să mă supăr. De eu nu mă supăr. Dacă e o glumă bună despre mine, o iau cum trebuie și vă dau un exemplu clar. Acum ceva timp am fost cu băieții să trag cu arma la poligon și după ce am tras cu arma, am făcut o poză. Era o armă, un M4A1, l-am pus așa. Și după ce am făcut poza, am postat-o pe Facebook și cineva mi-a lăsat un comentariu excelent. Mi-a zis, oh, rom, bo. Oh, excelent! În loc de Rambo, Rombo. Greu cu mine, greu. Acum înțeleg. I-am zis, frate, nu vrei să fii prietenul meu? N-ar fi minunat să fii un Rombo supereros, să-l chem când ai nevoie? Nu, și vă spun de ce nu, pentru că Rombo, dacă ar exista într-adevăr, ar fi un supereros ineficient. Pentru că el întotdeauna ajunge la locul crimei târziu, după ce moare toată lumea, nu salvează pe nimeni. Pentru că
un tuciuriu care aleargă alert, întotdeauna ridică suspiciuni și opri de poliție. Ia, 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 unde mergeți? Să salvezi lumea. Hai, domne, lăsați. Domne, sunt supererou, moare omul. Hai, domne. Rombo și mai cum? Rombo nu o să fie chemat, știți, cu lumina aia pe cer, cum e Batman, cu Liliacu, nu? O să fie chemat cu lumina aia pe cer, Cocioară. Oh, se pare că e timpul pentru Rombo. Mă rog, o să fie... Florin Gheorghe! Mulțumesc! Bună seara tuturor! Salut, Mihai! Bună, Delia! Salut, Chelu! Mă bucur să fiu din nou aici, chiar mă bucur. E o nouă finală a umor pentru mine și înseamnă mult, pentru că scena asta înseamnă mult pentru mine. Ce frumos! Ce frumos! Numai că nu știu dacă știți, dar între timp s-au cam schimbat chestii, pentru că eu acum sunt puțin semi-vedetă. Iar termenul ăsta trebuie explicat. E atunci când mergi pe stradă, te recunoaște omul, te marchează, dar nu vrea poză cu tine. Am parte foarte rar de acel double look. Știți acel double look? Care nu înseamnă nimic. Mă duc la el, ce mai recunoscut? De. Și vrei o poză cu mine? Nu. Se întâmplă uneori să fiu cu full vedete lângă mine, cum e Bordea, de exemplu, cu care oamenii chiar vor să facă poză. Și vin la el, salut Cătălin, facem și noi o poză? Și pentru că sunt și eu acolo, îmi zic și mie, Florin, hai și tu în poză, n-ai mai venit. Dar îi văd că nu vor să fiu în poză, pentru că îi simt, îi văd cum se așează în poză decupabil. În sensul că trag umărul peste umărul meu. Voi, da. Se duc acasă și în Photoshop scot partea întunecată din poză. Știți ce e o full vedetă? E persoana pe care atunci când o vezi în avion, îți dă siguranța că n-are cum să cadă avionul cu tine în ziua aia. Pentru că te gândești, bă, n-are cum să moră smiley azi. În schimb, dacă mă vedeți pe mine în avion, o să vă dați seama că sunt semi-vedetă, pentru că probabil că o să mă recunoașteți, dar nu îi inspir încredere. N-aș vrea să fiu full vedetă vreodată. Și știți care e diferența între full vedetă și semi-vedetă? Semi-vedetă e atunci când haterii spun despre tine, bă, fii prost, că n-au foarte multe repere, nu te cunosc foarte bine. Când ești full vedetă, deja devine o certitudine. Păi dacă e prost, uite-l ce postează, dă-ți-l dracu. Asta e singura diferență. Nu riști să fii atacat ca full vedetă, nu. Nu ăsta e pericolul. Cel puțin la noi în țară, nu. Afară, da. Avem cazuri. 50 Cent, Tupac. Dacă mergem la un nivel foarte ridicat de celebritate, avem președinți americani care au fost omorâți. La noi e mai moale cu atentatele. Au fost și la noi câteva atentate asupra președinților. Țineți minte în 2000, când Constantinescu a fost atacat în plină stradă. A luat o... Nu, cernelă. Cineva s-a apropiat atât de tare de el, încât i-a aruncat cu cernelă pe față. Gata! Ăsta a fost tot atentat. Mă, ce poți să pățești de la un stropit pe față? Asta! Eu știu că poate mai mult de atât. Păi sigur, acuși o să vină, cred. Interesant e că 15 mai târziu, în 2015, aceeași persoană care îl atacă pe Constantinescu, recidivează, și îl atacă și pe Iohannis. E fix aceeași persoană, de data asta, în 2015, ziarele au început să urle. Șoc! Aceeași persoană care îl atacă pe Constantinescu, în 2000, recidivează, și în 2015 îl atacă și pe Iohannis. S-a năpustit asupra lui și a mânat un pic. Eu când am citit știrea asta, în capul meu am avut două întrebări. În primul rând, ce era în plic? În al doilea rând, de ce a durat 15 ani să facă un nou atentat asupra unui președinte? La a doua întrebare am răspuns. Mi-am dat seama pur și simplu că între 2000 și 2015 i-a fost frică de Băsescu. Oricând te poate face în timpul unui atentat, nu te bagi. Iar în plic, m-am gândit eu, că s-a dus acasă, Iohannis a scos plicul de la spate. Cursuri gratis de logopedie. Nu-mi trebuie.
Dar vă spun sincer, motivul real pentru care nu aș vrea să fiu vreodată full vedetă este pentru că eu încă vreau să merg la magazinul din colț în bermude, în șlap și în pielea goală și să nu mă intereseze dacă am sau nu unghiile de la picioare tăiate. Că dacă ești full vedetă, bă, te cam interesează chestia asta. Dar, Florine, dacă când ești full vedetă, ai magazin în casă. Vine magazinul la tine. Și legat de unghiile de la picioare, oameni buni, acum nu vreau să credeți despre mine că sunt un neîngrijit sau Doamne ferește. Da, mai uit omul. Eu mă rad în zona asta uneori. Și pentru că cumva mi-e frică ca nu cumva să mor într-o intersecție, să mă găsesc lumea, medici, salvare, să vadă că nu sunt pregătit în zona asta. Nu e ca și cum contează că tu ești mort, dar te gândești, bă, dacă mă judecă oamenii? Că e clar că ne judecăm, e clar că ne judecăm unul pe altul, credeți-mă, dacă nu ne-am judeca, oamenii ar ieși afară în pielea goală. Bărbații ar da în loc așa, salut, boss, șbang, șbang. Ia uite, ți se bălângă-ne. Da, și ție, hai la mol, hai la mol. Te gândești, bă, dacă mă judecă oamenii? Noi, că la audiție. Uite presiunea, uite presiunea numărul 1. Și de ce? Nu, e subiectul prost. Da. Omul nu poate să rezoneze cu tine că spui că e superstar, că n-are cum. Mă, ce-a făcut partea asta să fie considerată atât de rușinoasă în societate, încât să n-aibă voie și ea să iasă liber afară? Mă, ce-a făcut ea? Că e o altă parte a corpului tău, e ca mâna, nu? O să spune, stai, domne, este considerată rușinoasă prin prisma acțiunii pe care o faci cu ea. Cu asta faci acțiunea asta. Cu asta faci acțiunea asta. Cu ce e mai rușinoasă acțiunea asta decât acțiunea asta? Dacă stau mai mult să mă gândesc, din acțiunea asta iese viață, ești prost la cap. Din acțiunea asta iese... Ceea ce e mult mai rușinos decât acțiunea asta. Mai mult decât atât. Cu asta, unor mai faci și asta, pe care nimeni nu recunoaște că o face. Sau asta, pe care puțin ne recunosc că o fac. A fost și cazul femeii care a intrat la acces direct cu oală pușcă din cap până în picioare. În mână, în mână avea o cărămidă de oameni buni. Pericolul a venit întotdeauna din mână, nu din... Dar să ne întoarcem de unde am venit. Cum vă spuneam, eu mă rad în zona asta și pentru că cumva mi-e frică ca nu cumva să mor într-o intersecție, să mă găsesc în lumea, salvarea, știu, nu e ca și cum contează că tu ești mort. Nu e ca și cum sufletul tău ajunge în rai, să fac acolo două brigăzi, aia care au apucat să radă, cu aia care n-au apucat să radă, să vină unul din brigada lor care au apucat să radă cu glume proaste la tine cu țigara în gură. Hei! Ai un floc? Da. Mamă, se clatină! Bă, dar mă lași cu terminatul tău. Dar nu pune definitiv, că nu se știe. Pune așa... Pune pe plecare așa. A, uite așa. Un pic. Da, ok. Să spunem că nu mor. Sunt la mine acasă cu familia, prietenii, o mare petrecere, ne simțim bine cu toții. Și mie mi se face rău dintr-o dată și leșin și nu sunt pregătit în zona asta. Mie mi-e frică că o să vină salvarea și o să mă vadă că nu sunt pregătit. Eu sunt conștient că oamenii care sunt în zona aia atunci în casă, lângă mine, mai ales familia, o să fie speriați, o să fie cu toți. Tu, doctor, dar ce-a puțin furie? Nu știu, vă spun ce s-a topit așa pe picioare. De ce îl puneți pe pat? Îl dezbrăcați de ce? Faceți injecții, faceți, vă rog. Nu e frică, bă, ziceți ceva. Dar sunt sigur că un 20%, bă, un 20% sunt... Dar ce are părul ăla acolo și asta? Ce ai, mă, așa e. Și doctorul să fie cu mănușa în mână. Da, așa e el mereu? V-am crezut că e un arici. Hello! Salut, salut și ție, Natanticu, bine ai venit la salut noi. Salut și ție, bine ai revenit. Bine, te-am găsit aici. Că știu că am mai fost. Aș vrea să încep cu o chestie. În urmă cu două zile am avut o dispută cu soția mea pentru că eram la mall și ne pregăteam să plecăm acasă, am coborât să luăm mașina din parcare. Doar că i-a pierdut etichetul de parcare și i-a spus, bă, femeie, ești nebun, ai pierdut un milion. Că atât costă ăla de parcare, un milion. Proastă alegere pentru că m-a contrat imediat. Mi-a zis, bă, eu am pierdut un milion, ești prost la cap. Tu ai pierdut două finale, ai umor. O finală Stand-Up Revolution. Ai pierdut 60.000 de euro, ești nebun? Asta înseamnă 2.940 de tichete de parcare, ești prost la cap? Mai am de pierdut 2.939 de tichete de parcare doar că să te ajung, taci, dracu! Asta m-a enervat. Da, de curând am fost nervos din altă chestie, pentru că mi-am dat seama că stau într-un bloc care stă foarte prost din punct de vedere culinar. Vă spun de ce.
Pentru că la mine pe scara blocului, în fiecare sâmbătă, negreșit, la fiecare etaj, miroase a ostropel pe scara blocului. That's nice! Nu știu cum miroase ostropel. Trească ostropelul! Foarte drăguț! Marțea e o zi specială de făcut ostropel. E o zi banală, e mâncare banală, fă-o marți. Bă, dar ostropel sâmbăta? Mă, fă ceva care să conteze, fă ceva important, dă-ți puțin silința în bucătărie, nu știu, fă tibon, fă sushi. Dar faci ostropel? Mă, ce e așa special la ostropel, mă, că e puțină apă, puțin bulion, puțin usturoi, gata. Arată cum sună, ostropel. Dacă nu ești atent că mănânci ostropel, ai băgat în carne furculița, ți-a scăpat pe lângă, ai dat cu ea în farfurie, ești plin de ostropel pe piept. Ăsta e ostropelul. Și mă enervează când simt miros, dar n-am ce să fac, că nevastă e praf la făcut de mâncare. Maxim ostropel, ce știe să facă, vâjul e altceva, nu știe. E așa de praf la făcut de mâncare, vă jur, ia de câte ori în bucătărie, se aude din bucătărie, bună seara, dragii mei, și bine ați venit în bucătăria Jamilei, vă jur. Eu când fac dragoste cu ea, ui cine, numai eu spun Jamila, că nu mai știu cine, spun. Bă, dar ce bună e Jamilo! Zice, cine dracu e Jamila? Zic, femeia care mă hrănește, cine dracu să fie Jamila? Zice, bă, tu mă înșel, n-am înșelat-o nici măcar o dată, pentru că eu cumva sunt recunoscător, suntem de 16 ani împreună, nici măcar o dată. Mulțumesc, sunt recunoscător pentru că mi-a dorit un copil. Ia zice asta, ți-am dorit un copil. Care, doamnelor, vorba asta când vine de la femei la bărbați, ți-am dorit un copil. E foarte adevărată pentru că exprimă exact ce se întâmplă. E exact cum fac femeile cadou. Iau bani de la noi, îi țin o perioadă, uităm de ei... Cadou! Dar, frate, dacă vrei să-mi faci o surpriză, cu altcineva, să nu știu! Și asta e o surpriză! Și a făcut un copil cu tine! Exact, ți-am dorit un copil, de unde, de la altcineva! Ei, ce surpriză plăcută, deja mă, nici mă așteptam! Da, a venit și n-a fost o surpriză, pentru că știam de el. Acum e destul de mare, are vreo 8 ani. Apropo, dacă mai țineți minte, stă în ultima bancă pentru că e înalt băiatul. De-aia stă în ultima bancă. Dar eram foarte panicat când a venit pe lumea. Când eram mic, vă dați seama că era o chestie nouă care a venit peste noi în casă, din care ieșeau lichide de pe peste tot. Nu vorbea, era greu. Eram panicat, eram tineri, era normal că era prima experiență. Mă, se punea oglind sub nas să vadă dacă nu cumva moare în somn. Cam asta era... Dar vă spun sincer, panica mare s-a întâmplat la mine, nu la ea. Vă spun de ce. Copilul avea ceva vreo 15 zile, era aia nou născut. Și vreo 5 seri la rând s-a întâmplat o chestie ciudată, dubioasă cu copilul. Pentru mine dosarele X, că n-am și unde să o apuc. Vă spun ce s-a întâmplat. Copilul în fiecare seară se trezea ud în zona asta. Aici, la coastă, bă, nu aici. Sau aici, unde aveam explicații, știam ce se întâmplă. Nu, aici. Ca să vă dați seama cât de prost eram și panicat, eu eram absolut convins că este apă din copil. Eu altă variantă n-aveam. Eu am zis, supurează copilul. Aia e. Eu am acceptat imposibilul, da? Că dacă n-am explicații, accept imposibilul. Pentru că vi s-a întâmplat și voi să acceptați imposibilul, nu? Un exemplu, erați acasă, vă pregăteați să ieșiți afară din casă, vă căutați ghiozdanul două ore și nu-l găseați. Unde dracu e ghiozdanul? Și dădeai chestii la o parte, nervos. Unde e ghiozdanul? Și la un moment dat, ai văzut o foaie pe birou și ai ridicat să vezi dacă e ghiozdanul acolo. Ăla e momentul în care ai acceptat imposibil. Așa am făcut și eu. Ba chiar am încercat ca pe burete. Ia mă, dacă la păs iese apă sau nu iese apă, că da? Nu-mi dau seama. Dar mi-a dat seama târziu, mă, de fapt, ce se întâmpla cu el. Vă spun ce se întâmpla cu el. Băiețelul slab, pampersul mare, sus, făcea pipi pe el, săracu, mă. Asta făcea pipi pe el. Eu l-am luat în brațe și i-am spus, tati, iartă-l pe tati, că tati e prost. N-a avut copii până acum, nu știe cum se face, la următorul știe, din păcate la tine, a știut. Dar cumva vedeam în ochii lui cum mă judecă și îmi spunea, tati, stai calm, am făcut acum pipi pe mine, dacă mă fac mare, o să cam fac pipi pe voi, o să vedeți chestia asta. Și cam face, și la propriu și la figurat, în ambele sensuri. Pentru că, uite, sunt oameni care probabil au copii și știu cum e, dar cei care n-au copii nu știu cum e un copil care cere fast food și nu vrei să-i cumperi fast food, știind că e mâncare nesănătoasă. Băi, nașpa rău de tot. Că el spune, tati, vreau fast food. Eu spun, nu, am apăsat butonul de... E Chernobyl. Bum! Sparge prin casă, o bate pe măsa.
Mă, să vine frumos, mami, dar avem ciorbică. El e-mi bap ciorbică, nu trau ciorbică. Personalitate. Mă, să face crize lângă el. Bă, tu ai idee la cât Jamila m-am uitat să-ți fac ciorba asta? Bă, mâncă ciorbă! Bă, și nu știu cum dracu facem, după tot scandalul ăsta, el mă convinge să-i cumpăr. Bă, e și frumos, asta că e frumos. Bă, dacă era urât, nu-i luam. Putea să plângă o lună, nu-i luam, dar e frumos, mă. Și ca să vă dați seama cum face pipi pe mine, eu după ce-i cumpăr, el alege să nu mai mănânce. Ca ce prea, nu mănâncă. Și voi n-aveți idee ce e în sufletul unui părinte să-și bată copilul să mănânce fast food. Bă, e nașpa rău de tot. E nașpa că plânge și el, eu plâng și eu. El e tati, dar nu e bun fast food-ul, face rău la stomac, fac cancer la colon. Zic, tati, prea târziu pentru regrete. Ești, mă, ți-ai băgat puța în ciorbă, tati, să te primi la mâini. Sunteți răguți că răzut la drumul ăsta. Da, nu, eu sunt de acord cu conceptul. Eu sunt de acord cu conceptul, da. Vă dați seama că eu gluma asta o tot spun la mai multe show-uri. Doar că la un moment dat eram la un club de comedie, terminasem show-ul ăștia fără la o țigară, să fumez o țigară. Și a venit un băiat la mine să vorbească cu mine. Și mi-a spus, bă, foarte mișto show, mi-a plăcut, dar am o singură mențiune dacă îmi permiți. Zic, da, frate, te ascult, cum să nu? Zice, glumele astea cu copiii. Ai putea și fără ele, nu știu, poți să ne faci să râdem și fără chestia asta. Pare că nu-ți iubești copilul destul de mult. Mi-a spus, da, frate, mi-l iubesc, dar vreau să fac și bani. Despre asta e, vă mai fi tâmpit. El a fost să mă testeze pe mine, să-mi spună, bă, uite, un test destul de valid, că citise-l undeva, e că dacă la un moment dat ești cufit un parc, și în parcul în care ești și un lac, și din greșeală copilul alunecă și cade în lac, ca tată, cât de repede ești dispus să sari după el să salvezi? Spune, frate, că e o întrebare retorică, ești nebun la cap, e fimiu, secunda, doi, sunt după el, salvezi. Ideea e că acum o săptămână eram în Iore, în parc, unde ești și lac. Copilul din greșeală a alunecat și a căzut în lac. Secunda 2, am stat puțin pe gânduri, pentru că am zis, bă, dacă e apa rece, că eu... Că am fost și bolnav când era prima dată, dai așa un pic pe tine. La subsidoare. Stai că e bine și... La subsidoare. Fără pantalonii de apă eu nu intru. Nu există. Eu am o problemă cu apa rece, nu așa că și voi. Eu când simt apă rece pe piept aici, am apnee, fac așa... Și mă gândeam cum să sar cu apnee, că săream tati cal capa. Murea până ajungeam la el, ești nebun la cap, nu eram tâmpit. Dar bineînțeles că n-am stat foarte mult, am stat 5 secunde, am numărat până la 5. Am văzut că nu se descurcă, am sărit după el. M-am dus, am ajuns la el, l-am ridicat din apă și îl țineam în sus aici. I-au căzut pantalonii în vine și a făcut pipi pe pieptul meu aici, încălzind zona asta la propriu, scăpându-mă de apnee ca un fiu protector ce e el. Cu mesajul, tati, te iubesc, te mă p***i. Salut, oameni buni, salut, salut, salut. Bun. Salut, 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 Florinel. Mă bucur să fiu iar într-o finală, ai umor, iată. Nu știu dacă se vede pe fața mea, eu sunt puțin fericit. Pentru că mi-am dat demisia de la job. Bravo. Deci, iată, sunt comedian cu acte în regulă și singurele acte pe care le am în regulă. Mi-am dat demisia de la o corporație foarte mare, dar cu pretenții foarte mici. Eu n-am fost nevoit să mă străduiesc foarte tare să-mi dau demisia. Eu le-am dat doar mail. Plec! Ei mi-au trimis înapoi emoticon, tot pe mail. Ok, frate, du-te sănătos. Am muncit foarte mult timp de acasă la un call center. Iar mie mi se pare că noi ca români, dacă am rămas cu ceva bun după pandemia asta, noi cu asta am rămas. Cu work from home. Adică cu munca de acasă. Eu am întârziat la muncă muncind de acasă, dacă vine să credeți. Ceea ce e greu să întârzi la muncă muncind acasă. Dar lasă că e greu să întârzi la muncă muncind acasă. E greu să dai explicații când întârzi la muncă muncind acasă, corect? Că eu am întârziat. Secunda 2 m-a sunat șefa și mi-a zis ce ai făcut, Florin, ai întârziat. Și a spus, haulă, doamnă, mă scuzați. Din dormitor, de unde mă trezesc eu, până în sufragerie, a fost accident. Accident. M-am lovit de o durere în... Și n-am ajuns la muncă, îmi pare rău. Bombă! Da, și cât să muncesc de acasă, mă, că după vreme mi se luase. Bă, după vreo 6 luni nu mai puteam. Aceeași monotonie în casă, aceiași oameni, bă, nu mai puteam. Și ce am început să fac ca să sparg monotonia? Am început să mă prefac că mă duc la muncă. Îmi imaginam că mă duc la muncă cu metrou. Că eu dacă mergeam în fiecare zi la muncă cu metrou, am zis, bă, să-mi reiau viața cotidiană.
Și mă prefăceam că din dormitor până în sufragerie era traseul la metrou. O luam așa frumos din dormitor, ajungeam în pragul la ușă, la sufragerie stăteam câteva secunde. Mă uitam atent stânga-dreapta. Făceam gestul ăsta peste prag, așa, și fugeam în bucătărie. Că eu săream alea la metrou și am zis, bă, să fie exact ca la metrou, și să nu s-ar faci. Mi-am pus o bară de-aia în mijlocul sufragerii ca la metrou, mă țineam de ea. Îl puneam pe fiul meu să cerșească prin casă. Doar că stând foarte mult acasă, mi-am dat seama că stau într-un bloc de săraci. În primul rând trebuie stabilit clar că acest cuvânt sărac, spus în contexte diferite, poate să însemne cu totul altceva, da? Că e o diferență dintre om sărac și sărăcie de om. Că om sărac știm, e ăla care n-are bani, bă, dar sărăcie de om. E ăla care are bani și nu vrea să dea și la sărac când îi cere bani. Dar e la suflet, aia e, da? Dar totuși, de unde știu că stau într-un bloc de săraci? Am un coș de gunoi comun al scării, care e al scării, e al tuturor. Eu mă uit în el în fiecare zi, găsesc în el hârtii de la Eugenia cu crema linsă de pe ele. Sigur, acum vă întrebați ce caut eu să mă uit în coșul ăla de gunoi. În fiecare zi arunc câte un Rolex peste Eugeniile alea ca să ridic puțin nivelul blocului, că mi-e rușine cu blocul în care stau. Da, n-am Rolex-uri, din păcate n-am. Și fără nicio legătură, acum ceva timp eram în fața unui magazin de ceasuri scumpe și am vrut să intru și eu în magazin să văd cum arată bogăția, mă, că ești curios, te roade. Zici, ia mă să văd și eu cum arată un ceas scump. Și am intrat în magazin, bă, într-adevăr, te lovește o opulență de la intrare, că e ceva senzațional. Erau ceasuri scumpe așa, pe toți pereții, dar cumva, în mijlocul magazinului era un ceas special, se vedea că e special, pentru că era pus pe un piedestal, era luminat din toate direcțiile, toată atenția era către ceasul ăla. Am intrat eu în magazin, atenția s-a întors către mine, nu mai era către ceas. Undeva în spate era și un băiat, cred că era vânzător, doar cred că era vânzător, că avea o vestă pe el așa. Avea niște mânuși albe mâini. Eu am crezut că e mim, să mă rog, Eu l-am salutat, i-am făcut așa. El a crezut că sunt hoț, m-a salutat, l-am făcut așa. I-a zis, da, frate, de măcar sunt șmecher. Mă rog, nu i-am spus, i-am mimat șmecherii, i-am făcut așa. Ideea e că am vrut să ating ceasul, mă, că ți-a vedeai special, era ceva la vreo 80.000 de euro, n-avea geamuri, era expus. Și am zis, bă, ce ocazie bună să ating bogăția. Dacă nu-mi permis să-l cumpăr, vreau măcar să-l ating. Și m-am dus cu mâna spre ceas să-l ating, însă ce nu știam eu, e că piedestalul ăla avea senzori de proximitate din toate direcțiile și la un centimetru m-a simțit. Și a sub ceasul în el, a făcut așa. Și am rămas cu mâna în aer ca prost, că nu știam ce să fac. Mimu m-a văzut că mi-e rușine și mi-a zis, stai calm, piedestalul simte, săraci. Ești fire al dracu, dă mima cum vorbește, este ți-a venit glasul. Dar e regulă, eu știu că nu e bine să râdem de oamenii săraci sau de partea financiară, pentru că nu asta contează în viață, că nu banii sunt importanți, nu banii aduc fericirea, da? Eu cunosc foarte mulți oameni care au foarte mulți bani, nici măcar nu-mi zâmbesc când mă văd. În schimb, am un om de serviciu pe scara blocului, vă jur, îmi râde în hohote de cât ori mă vede. Așa e, așa e. Mulțumesc. Ați auzit despre ea, sunt prea sărac să-mi cumpăr lucruri ieftine? O știți? Da. Toți am auzit-o. Dar n-am înțeles clar ce vrea să zic ea ca expresie. Dacă noi ca români, dacă avem 10.000 de ron buzunar, nu ne luăm Logan. Mai luăm de la bancă 70.000 să ne luăm BMW. Poți, dar nu asta înseamnă. Sunt prea sărac să-mi iau sărăcia de Logan, frate, nu-mi iau aia. Dar nu asta înseamnă. Eu am simțit pe pielea mea ce înseamnă, de fapt, sunt prea sărac să-mi cumpăr lucruri ieftine. Pentru că de curând eram într-un supermarket, îmi făceam cumpărăturile. Și eu, după ce termin de făcut cumpărăturile, mai stau puțin să cuget în coș. Să văd ce-mi trebuie, ce nu-mi trebuie, să arunc înapoi pe raft de unde nu l-am luat. Corect? Corect. Corect. Și mă uitam în el. Și lângă el mi-a atras atenția un prăjitor de pâine foarte ieftin, care era redus. 20% din 80% costa doar 30 de lei. Și zic, bă, ce ocazie bună să-mi cumpăr prăjitor de pâine. Aveam eu nevoie de prăjitor de pâine? Nu.
Îmi place mie pâinea prăjită, mă zgâre pe cerugurii. N-am nevoie de pâine prăjită, dar... Ne zic, băi, păcat de Dumnezeu, cum să-l las aici, că e prea ieftin, ești nebun la cap. L-am cumpărat, evident că l-am cumpărat, m-am scris la casă, l-am băgat în priză, bineînțeles că nu funcționa. Ești ce faci cu asta acum, mă, că trebuie să-l duci înapoi, sărac, aruncă-l dreacu, 30 de lei, dar zic, bă, sunt banii mei. Mă duc la garanție. Și am plecat spre garanție, dar cu o rușine în suflet, așa eram puțin spășit. Și ce mi-a spus mie atunci când vorbești cu cineva ca să scapi de rușine și să adaugi plus încredere, e să arăți cu degetul către persoana cu care vorbești. Asta am făcut, am la prăjituri de pâine, m-am dus la femeia la garanție și am spus, doamnă, mie îmi schimbați ăsta, acum, în momentul ăsta. Nu mă interesează că am dat doar 30 lei pe el. Ce nu știam eu însă, e că aveam un muc mic lipit în vârful degetului. Care tăia automat din autoritate. Ideea e că eu am luat prăjituri de pâine, l-am pus pe el fără să vreau, l-am dat ei, ea l-a luat, a pus mucul pe degetul ei și mi-a dat cu mucul meu pe degetul ei, acolo e garanția. Frăție. I-am spus, doamnă, aveți o surpriză. Ideea e că am mers la garanție, ăia de acolo mi-a spus că durează cam o lună să repare. Ești nebun, la cap are două circuite, cum dracu o lună să repare? Și zice, da. M-a dus acasă, a trecut, nu n-am sunat, e gata, veni să-l luați. Am auzit că e la casă foarte fericit, dar de unde am știut din start că n-a pus nimeni mâna pe ăla să repare? Mucul era încă uscat pe prăjitor de pâine. Încercuit, săgeată, prăjește pâine în tigaie, săracule. Și... Dar nu-mi place pâinea prăjită. Mai mult decât atât l-am băgat în priză. A făcut scurt circuit în toată casa. Și mi-a ras plasma de 40 de milioane. Și o flăcăr, fum. Ești, ce fac cu asta acum, mă? Am zis, iau câteva felii de pâine, prăjiți și pe plasmă, să ne recuperăm ce nu ne place. Și asta înseamnă, de fapt, sunt prea sărac să-mi cumpăr lucruri. Ieftine, corect, corect. Dar cumva, vă spuneam la început că am lucrat într-un call center. Fapt foarte adevărat. Și probabil că știți cum e la call center, tot felul de apeluri care mai de care mai dubioase. Doar că într-o seară mă pregăteam să termin munca, eram foarte fericit, era 9 fără ce seara, mă pregăteam să plec acasă de acasă, că eram acasă. Îmi intra apelul, răspund bucuros, bună seara. Și aud din partea cealaltă, bună seara. Și îmi spune, dumneavoastră, vorbește, inghirește. Și în capul meu eram pe fire al dracu. Păi tu la mine în țară mă întreb dacă vorbesc inghirește, ești prost la cap. Bă, adică orgoliu de patriot m-a lovit în plex. Așa că i-am zis, țac, chereți, bro, și am închis repede. Oameni bune, atât de la mine, eu am fost Florin Gheorghe. Bravo! Mă bucur că am fost aici. Seara bună! Doamnelor și domnilor, pe scenă sunt cei patru finaliști. Cei patru oameni care au reușit să obțină toate like-urile din partea juraților și au reușit să vă convingă pe dumneavoastră să-i votați. Așadar, din momentul ăsta nu se mai poate face nimic decât să vă spunem cine a câștigat în urma voturilor. Câștigătorul Eumor al sezonului 15 este... care m-au votat, mulțumesc Ai Umor, mulțumesc familiei The Full, mulțumesc brigada mea, știe cine, da? Și în ultimul rând, mulțumesc ție. Doamnelor și domnilor, câștigătorul sezonului 15 Ai Umor, vă mulțumim și noi dumneavoastră. Sezonul 15 Ai Umor se cheie aici, ne revedem în sezonul următor. Seară minunată, la revedere, pa, pa! Bravo! Și mulțumim vouă! Era un toc, era un toc, era un toc, era un toc, era un toc.
Excelent. Bravo, mă. Nice shit. Da, mă, așa să fă distruge o emisiune. Hai. Hai. Ne vedem în sezonul 16, da. Și până la sezonul următor, talentele părăsesc canapea. Pup! Pa! Ce faci, băiatul meu? Bine, hai sus, să mai stau puțin. Că... Hai, da, ieșim pe aici, așa, vine. Hai, v-am pupat, pa! Un an nou fericit, pa! La mulți ani!